Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce simte despre voi o anumită persoană. Aveți trei alegeri de făcut. Aveți de ales din trei variante, mai bine zis. Puteți să vă alegeți câte o variantă pentru o altă persoană, pentru ea. Haideți să vă arăt mai bine. Am tras câteva cărți, am amestecat cărțile din cutii, dar le-am pus la loc ca să alegeți mai ușor. Aveți, da? 1, 2, 3. În unele cărți jos sunt mai multe cărți, în altele sunt mai multe cărți înăuntru, ieșite deja, dar o să mai vedem. Vă puneți pauză. Nu v-ați văzut? Vreți să nu mai mișc? Hai. Între timp eu mi așez cămăruța. Camera. Așa, v-ați pus pauză și v-ați ales. Bine. Felicitări. Hai să vedem. Cei care ați ales numărul 1, ce cărți au venit? Ce simte despre voi sau în relație? Despre voi. Acum. The Dream, 4 de cupe. Au pierdut o ocazie. Sunteți un vis acum. Probabil că visează foarte mult la voi în această perioadă. Crocodilul. Vă urmăresc din umbră. Au intrat într-o zonă foarte nemuloasă, emoțională, în care regretă, dar nici nu fac nimic, stau și visează, eventual vă urmăresc. Țin la voi într-un anume fel. Cred că mai degrabă sexual variază de la om la om. Interesant. Da, ia uitați cum stau. Stau și se gândesc, ca șoricelul în întuneric. Stau și se gândesc. Ce dor îmi e de numărul 1. Stai că mai veniseră niște cărți. Stai, așa, stai. Unde era? Astfel de cupe. Se simt atrași de voi. Se simt atrași de voi ca... Așa, asta era. Da. Deci, cum se simt? Ce simt față de voi? 10 de monede. Regele de spirale și 10 de spade. Probabil că unii dintre voi sunteți căsătoriți, ori ei, ori voi, sau foarte influențați de familie, eventual de job, de bani. Dar trecând peste asta, cu 10 de monede și regina de monede, ce frumos ar fi fost dacă ar fi fost căsătoriți cu voi, nu? Pentru că sunteți o comoară, sunteți o persoană care creează foarte creativ cu acest peianjen foarte creativ și vă dezvoltați o rețea foarte mare de, nu știu, de cunoștințe, de... situații care vă reprezintă, care vă susțin sau care vă vor susține. Ei se simt mici, niște șoricei în întuneric, un crocodil în omol, patru de cupe, în regret, tigru, înconjurați de spade. Se simt, dacă sunt căsătoriți, incapabili să iasă din această căsătorie, deși au extrem de multă pasiune. Sunt atrași de voi ca molia de... Vedeți? Ca molia de flacără. V-ar cuprinde în brațe de v-ar sfărma oasele. E, bă, nici chiar așa. Nu foarte puternic, dar e un grad de posesivitate pe care nu-l pot exprima, eventual din cauza că unul dintre voi sunteți căsătoriți. Nu-l pot exprima pentru că au pierdut și ocazia și stau și visează și regretă și poate și plâng. Poate își fac griji cu acest șoricel cum să vină. Poate, probabil. Hai să mai vedem că mai ieșit niște cărți. Simt că sunteți o valoare cu oul cosmic, cu o valoare, ia uite, o valoare, un univers, o rețea, sunteți foarte greu de cuprins. Sunteți foarte greu de cuprins, trebuie să... Da, și nu mă refer la fizic, cât energetic. Pentru că voi vă extindeți și ar vrea să fie doar, să fiți doar pentru ei, voi vă extindeți cu acest păianjen.
aveți mult potențial, un adevărat univers zace în voi și voi vă extindeți, creați, creați, vă întindeți mrejele, să zic, potențialele, realitățile, realizările, valorile, și ar vrea să vaibă doar pentru voi. Cu șarpele și cu regele de spade, clar că este, și cu molia, este o atracție fizică foarte mare, simboluri falice, dar și emoții foarte profunde, însă emoțiile acestea au intrat în zona aceea negativă a nămolului, a umbrei, a visuri neîmplinite. Poate că au și vise erotice, poate. Mai vedem. Dar deocamdată ideea asta de vis, de neatins, iar sunteți acolo, luminați noaptea, le luminați noaptea emoțională, e interesant. Ce veniseră? Ia, că au venit multe cărți la un moment dat, când am amestecat. Da, ia uitați, șapte de cupe, da, știam că, iar se repetă noțiunea asta de vis, noțiunea sau ideea de vis. Ce s-a întâmplat între voi? Probabil cu regina de monede și cu 10 de monede, a zis, poate că unul a fost într-o poziție profesională, socială, mai mare decât celălalt, sau căsătorit. Posibil unii dintre voi să vă fi întâlnit cu astfel de bătăi și 8 de monede la job unuia dintre voi. Sau probabil că unul dintre voi a muncit foarte mult în această relație, celălalt mai puțin. Bănuiesc că acest personaj a muncit mai puțin, nu știu ce se întâmplă exact. Dar unul a muncit destul de mult în relație, însă... Da. Au fost niște situații care țin de tradiții, de familie, de cultură, de... aspecte profesionale care au stat în din punctul lor de vedere în calea împlinirii pasiunii care a fost asul de bâte, regele de bâte. Niciul cosmic nu e chiar așa de... Are multe conotații și sexuale. Da, multă, multă pasiune. Se simt în continuare atrași de voi, dar între timp au dezvoltat și emoții foarte profunde cu regele de cupe și crocodilul, un soi de as de cupe, da? Dar e tipic scorpionului, probabil că sunt planete scorpion sau săgetător, de a nu arăta, de a sta, de a observa, de a visa, Venus în scorpion, 7 de cupe, Venus în scorpion, care își atrage iubiri de neatins, de neîmplinit, între timp mai stă cu familia, cu eu știu ce, cu cine o sta, relații karmice, dar visează că ce frumos ar fi fost. E o luptă interioară în acest subiect, da? Pentru că apar granițe personale, probabil că voi ați stabilit. Am zis, posibil, eu simt că voi v-ați luptat în relație. Dacă greșesc, răsuciți un pic situația, da? V-ați luptat pentru această pasiune, să o vindecați, să o duceți, să o materializați într-un anume sens, sau mai bine zis, într-o direcție valoroasă. Că avem iar 8 de monede, regina de monede și 10 de monede. Să creați o colaborare sau o stabilitate între voi, dar probabil că ei au fost defensivi atunci, acum voi sunteți defensivi cu 7 de bâte și ei stau și se luptă în interior cu mândria lor, cu imposibilitatea de a exprima niște emoții, multă frică, cu 4 de cupe și acești, nu e iepuraș, șoricel, multă frică. Altfel sunt atrași de focul vostru, de lumina noastră, voastră. Eclipsați orice altă opțiune și totuși rămâne doar să se uite, să viseze și eventual să zic, interesant, speră, visează în continuare. E o distanță probabil între voi, sunt multe lucruri de neînțeles, iar apare luna, visul. Da, am zis că... N-am zis încă. Probabil că se mai și autostimulează noaptea visând la voi. Nu, trebuia să zic. Hai să vedem.
vedem ce simte pentru voi. Ah, ce vreau să zic, apropo de molie. În timp ce am amestecat, am atins cărțile. Era să și ard de bețișor. Probabil simt că și-au ars deja aripile în această pasiune și stau în amolul lor că poate se mai răcoresc, se mai temperează și mai vindecă arsura respectivă. Nu știu cât de rău s-a ars, dar simt, cu alte cuvinte, li s-au aprins călcâile destul de bine. Nu știu dacă în timpul când erați împreună sau după ce v-ați separat, că separarea apar niște confuzii, sunt niște chestiuni care țin de separare. Altfel, de ce ar fi patru de cupe? Invers. Regrete. Și visul și șapte de cupe. Am zis, vă simt de neatins. Voi vă extindeți, aveți și lumină și aveți și... cu alte cuvinte, informații, pasiune, să mergeți mai departe, să vă dezvoltați, să vă extindeți, dar vă extindeți nu doar spiritual, ci și practic. Aveți capul pe umeri și abilitatea și îndemânarea de a vă dezvolta noi abilități. Probabil că plânge. Ia uite, regele de spade, geme în balanță, vărsător. Probabil că plânge acest personaj dincolo de ușă, că tot e mura care plânge. Nu știu acum dacă voi le veți permite să reintre în viața voastră. Eu am dat drumul murei să intre aici. Dar probabil că acest personaj stă, gândește și simte. Iar regele de cupe și crocodilul. Hai să vedem. Ce mai simte pentru voi? Numărul 1. V-ar îmbrățișa, am zis, v-ar îmbrățișa, ia uite, puterea, cu putere, v-ar îmbrățișa cu putere. Și ce v-ar mai face în visele, visurile lor erotice, mai ales ce v-ar mai face, dar deocamdată, dacă ar fi să vă reîntâlniți, ar încerca să vă țină doar pentru ei, probabil într-o anumită formă, măcar fizică, într-un anumit fel. Stau și vă urmăresc. Hai să vedem ce mai simt pentru voi. Ia, așa, în direct. Ia uite, că s-a încheiat legătura dintre voi. Death, moarte. Ia uite, patru de cupe, că au pierdut o ocazie. Din cauza conflictelor interioare, cu ce? Cu regina de cupe, peștrac scorpion. Sau, chiar dacă nu este peștrac scorpion, că tot am vorbit de scorpion ca și planetă, scorpion săgetător. Regina, sunteți o regină a visurilor lor, aș spune, cu regina de cupe și șapte de cupe și dream și luna, a nopților lor, da? Regina nopților lor, bărbați, femei, nu contează, dar multe emoții care, și în primul rând, ați avut puterea să-i vindecați de mult stres, de multe conflicte și au pierdut ocazia. Da, moarte. Că s-a încheiat între voi. Ce simt pentru voi acum? E o provocare la transformare. Rămâne de văzut dacă vor primi această provocare cum se cuvine sau se vor bloca. Probabil că înainte au fost mai, că tot am zis iepure în loc de șoarece, au fost mai du-te vino, mai aventurier, nu le-a păsat prea mult de consecințele, în primul rând emoționale. Ce simt? Patru de bute, remitul, magicianul și regele de spade. Ia uite asta de cupe, trei de cupe. E o separare între voi. Ia uite, soare și 10 de bute. Efectiv, dar simt că s-au ars. Simt că s-au ars. Probabil că erau căsătoriți unii dintre ei sau poate unul dintre voi sunteți căsătoriți, dar male preot îmi sugerează că aveți și o lumină spirituală și o învățătură foarte puternică, care efectiv i-a complexat, probabil, și au simțit că se ard în preajma voastră. Turnul apare, o separare bruscă, pe care își-o doresc, își doresc împăcarea. Nu știu când se va întâmpla, eventual cu cât sunteți, iar separare prin remit, prin moarte, cu cât nu vorbiți, probabil
Emoțiile lor cresc de la 3 de cupe, de la sentimentul de prietenie, de voie bună, de ce drăguț ar fi să fim împreună, la emoții copleșitoare. Vai, că nu mai suport atâtea emoții, vine să plâng, da? De dor, de drag, de pasiune. Ce mai simt? 4 de bâte. Probabil că unii, dacă au citit despre flăcări gemene, își închipuie că sunteți flăcări gemene. Ce mai simt în această tăcere care s-a pus între voi, încheiere, regrete? Își doresc să manifeste, să vină să manifeste altceva, eventual acest as de cupe, o întâlnire. În primul rând, cu 4 de bute este întâlnire. Să vă scoată la o întâlnire, să stați de vorbă, să fiți într-un mediu stabil, acasă, la un restaurant, la un hotel, la un eveniment, măcar atât, și să discutați magicianul și cavalerul de spade, să discutați. Eventual să le dați niște răspunsuri, simt, să le dați niște răspunsuri care probabil la un moment dat n-au vrut să le audă, să-i ajutați să înțeleagă niște lucruri. Oricum își doresc să mărturisească toate aceste lucruri, rămâne de văzut dacă vor avea curajul, dacă se va întâmpla, cam asta simt ei. Simt că, iar voi vă vedeți de viața voastră, cu 4 de bâte, manifestați în continuare lucruri excepționale sau în ce sens excepționale? Netradiționale. Vă vedeți de călătoria voastră și de înțelepciunea voastră și vă transformați. Acum, am zis, între timp ei simt din ce în ce mai mult. Și acest as de cupe îl asociez unui dor imens. De 4 de cupe l-am văzut de 2 ori. Un dor imens și dorința de a fi împreună cu voi, de a fuziona din punct de vedere emoțional, poate și sexual, poate și fizic, dar în primul și în primul rând emoțional. Pentru unii dintre ei, probabil că s-au însingurat acasă, sau în relațiile cu prietenii, s-au însingurat și încearcă să înțeleagă situația asta, face parte din transformarea lor și din pregătirea pentru următoarea manifestare, care va fi într-un mod neașteptat. O comunicare. Asta simt că trebuie să comunice, să vină și să spună, să descătușeze un adevăr eventual. Hai să vedem ce altceva mai primim pentru numărul 1. La numărul 1. Apreciază acest moment. 33. Poate important pentru voi. Like attracts like. Probabil că voi ați fost foarte amabili cu ei și încet, încet au învățat și ei să au conștientizat sau conștientizează în această perioadă că ar trebui să ofere măcar un pic din cât au primit. Like attracts like. Să învețe să se iubească așa cum sunt, probabil că le-ați transmis niște învățături și își doresc să se întoarcă. Back to what you love. Aici este dragostea. Să se întoarcă la sufletul lor, la inima lor și să, eventual la voi, și să mărturisească. Măcar să mărturisească, pentru că avem de 2 ori 3 care ține de comunicare, de creștere, de colaborare, dar deocamdată e vorba de comunicare cu magicianul, regele de spade. Foarte reținută din cauza acelui eremit, foarte reținut, foarte analitic. Am văzut și regele de spade care se gândește foarte mult, stă, eventual își face multe griji, face planuri. Cu alte cuvinte, întârzie transformarea, când transformare trebuie să acționez altfel. Că tot am vorbit de ardere, de transformare, da? Trebuie să ardă niște carme, niște lecții, să le înțeleagă cu eremitul. Oricum, apreciază, chiar dacă nu arată, în momentele lor de reverie, de meditație, de însingurare, apreciază faptul că v-ați întâlnit.
și că întâlnirea cu voi a ajutat să se conecteze la sufletul lor. Acum, nu știu cine mai știe, dacă mai știe cineva, dacă au prieteni care știu despre acest efect pe care l-ați avut asupra sufletului lor. Da, a fost și atracție sexuală cu scoica și cu asul de bâte, wow! Dacă ați avut vreun moment intim împreună, de orice natură ar fi, de orice grad, apreciază și aducă aminte. Eventual doresc mai mult. Da, în visele lor își doresc mai mult. Se deschide acea scoică și să pătrundă în universul acela nevăzut. Înțelegeți aluziile, da? Cam atât. Deocamdată pentru numărul 1. Iar 8 transformare. Ok, doc, eram sigură că mă răsfărăie, dar asta e. Aceste cărți le pun deoparte pentru că știu de ce, o să vedeți voi de ce. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Haideți să vorbim despre numărul 2, cei care ați ales acest set de cărți și acest grup de cărți. Deja au ieșit niște mesaje. Ia, care era primul? Așa, 8 cupe, 3 de bâte. Și la cap. Tai chi și regina de spade. Și mi-aduc aminte că era și 7 de spade. Ce simt? Doamne, interesante sunt etalările astea. Am zis, uneori aș scrie niște novele după toate etalările astea. A, și parcă apăruse și din cealaltă serie de cărți. Asta simte. Așa, așa, așa. Stați că știu de cele așa separat. Între voi, pentru foarte mulți dintre voi este tăcere. Între voi este tăcere. Cu eremitul. Dar tăcerea asta vă... Tăcerea asta nu este tăcere. Voi vorbiți de la distanță unul cu celălalt. Ce simt? Simt că sunteți o persoană foarte echilibrată. Tai Chi, îl ador. Că tot am avut ultima expoziție inspirată din acest subiect. Probabil că inspirați, poate și voi, și ei vă inspiră, dar cred că într-un anume fel voi îi inspirați. Să-și găsească echilibru energetic, să-și folosească pasiunea care este foarte mare, creativitatea, sexualitatea, într-un mod echilibrat, înțelept. Ce simt despre voi? Că nu se poate juca nimeni cu voi, sunteți regina de spade și în spate știu că a apărut și 7 de spade. Oricine vă minte, intuiți cu regina de spade și marea preoteasă, intuiți și puneți elegant la punct. Probabil ceva de genul ăsta s-a întâmplat și între voi doi. 8 de cupe. Ați plecat, v-ați separat și unul și celălalt, ați încercat să vă detașați emoțional, încearcă și ei să se detașeze periodic emoțional, dar probabil că periodic în această tăcere și detașare aparentă și probabil și distanță cu foaietonul, care trebuie străbătută, se păstrează o notă de speranță. Ar fi parcă și-ar dori tot timpul cum să explic? Sunt gata de drum. 3 de bâte și faetonul. Cel puțin în această perioadă. Nu știu dacă și în trecut, dar sunt gata de drum. Să facă o călătorie, să vină eventual mai aproape de voi fizic. Pentru că am spus, distanța dintre voi este străbătută mental, intuitiv, emoțional. Chiar dacă nu sunt cărți, uite, aici, da? Izvorul. Simt că lângă voi prind
viață, o altfel de viață. Probabil că ei atrag atenția cu păunul și cu șase de bâte, probabil că ei atrag atenția și sunt și foarte mândri pentru că atrag atenția unui anumit public. Dar simt că totuși își găsesc echilibru, uite, echilibru, temperanța alături de voi. Chiar dacă probabil că o familie prin spate care influențează într-un fel sau altul, își găsesc, ajung la sursa emoțiilor lor. O sursă foarte profundă și foarte pură, aș spune. Ce simt? Simt multă pasiune. Chiar dacă e tăcere, chiar dacă e distanță, ia uite. Elefantul și asul de bâte. Și e interesant că ambele cărți sugerează o forță fizică, energetică, inclusiv mentală, dispusă să spargă orice blocaje. Probabil că ei simt asta despre voi și că voi aveți puterea de a sparge orice blocaje, dar știți că mesajele sunt versatile și ei sunt dispuși să parcurgă orice distanță, orice așteptare, eventual să învingă această mândrie. Posibil că sunt împinși de o energie nevăzută, Ganesha reprezintă și ancestorii noștri, de o energie nevăzută, sunt împinși totuși să treacă peste orgoliu. În sine, un personaj care atrage publicul, iată, sunt ochi, numai ochi pe el sau pe ea. Nu știu cât de mândri sunt, dar sunt conștienți că trebuie să aibă o anumită imagine publică. Am zis, sexualitate. Dacă sunt bărbați, sunt mai înalți, sunt bine făcuți. Dacă sunt femei, în spatele aspectului delicat, au o rezistență sexuală pe care nu știu dacă ați descoperit-o, dar probabil că o veți descoperi. Sunt mesaje și mesaje. Acum, ce mai simt despre voi? Că sunteți o binecuvântare în viața lor, că aveți o puritate. Am zis, aveți și înțelepciune. Aveți multe cunoștințe cu eremitul, cu storyteller, da? Povestitorul, lumină, înțelepciune, al treilea ochi, vede. Mie mi-a plăcut foarte mult când am pus asul de spade pe al treilea ochi. Vede adevărul din fiecare, din situații, din ei, da? Și regina de spade mi-aduc aminte că era deasupra la șapte de spade. Probabil ei au încercat să vă joace un pic, să vă jongleze sau eu știu cine, sau dacă nu ei, alți oameni. Și voi aveți această inteligență subtilă, care uneori poate să se manifeste, să se și exprime dur dacă e nevoie, dar în general vă exprimați elegant, să zic. Adică aveți o notă de puritate. Pe care probabil n-au găsit-o oriunde. Pentru că vă echilibrați această pasiune foarte bine, da? Focul cu apa, cu intuiția, cu sensibilitatea. Și asta găsesc fascinant la voi. Probabil, ce mai simt, că aveți, ce mesaje vin, că mulți oameni se simt hipnotizați de voi, într-un anume fel, probabil că și ei într-un anume fel, chiar dacă ești persoane publice și atrag atenția, este ceva chelcășozul acelalt, este ceva ce atrat, ia uite, privirea, da? Privirea. Și faptul că priviți în sufletul omului și în mintea omului, unii dintre voi. Wow, ce doi, băi, dar nu mă așteptam. Broască, broscuța. Am zis, este ceva ce scapă imaginea publică a voastră? Păcălește. În ce sens? Voi nu vă arătați nici forța mentală, nici intuiția, nici rezistența sexuală, vitalitatea, ce ar mai fi, capacitatea, vezi, chiar dacă sunteți femei mai minione, mai delicate, capacitatea de a învinge multe blocaje, de a fi încăpățânați, ambițioși, să dați cu capul de blocaje, să le spargeți. Și își doresc foarte mult, asta simt. Nevoia să vină înspre voi. Interesant aici, Yin și Yang, Tai Chi, da? Pentru că echilibrați, am zis, echilibrați, oferiți viață. Hai să mai vedem ce ei mai simt. N-am zis, e o chestiune magică. Și totuși,
Se simt atât de puri și de copii, orice ar fi, dacă sunt persoane publice, în preajma voastră își regăsesc copilul interior, poate puritatea lor îi ajută să se conecteze la o latură foarte inocentă a lor, pe care au încercat să o acopere. Broscuța. Știți cine a sărutat broscuța? A... Interesant, magie broască. A descătușat o magie și din acea broscuță sărutată a apărut un prinț. Nu știu ce sunteți bărbați femei, dar am zis, dincolo de o imagine pe care ați creat-o, conștient sau inconștient, ei simt că există un potențial. Ce mai simt? Simt multă bucurie nouă de cupe, da? Roscuța, multă bucurie, abundență, spor, magie în preajma voastră. Iar este distanță care a trebuit străbătută. Probabil face parte din blocajele care trebuie să rezolvate între voi. De o notă și de dor. Imaginea asta, nu știu de ce am creat această privire nostalgică. Probabil că le este... Ia uite, eremitul de dor, eremitul. E tăcere clar între voi. Eremitul. Dar în această tăcere, da, îi doresc să vină. Să vină spre voi. Sau să veniți voi spre ei. Depinde care trebuie să acționeze. Care ar trebui să manifeste totuși energia masculină. Aici este, trebuie să vă echilibrați, nu se poate energia masculină să se manifeste feminin și invers. Aici este înțelepciunea și aici este așteptarea și transformarea. Da? Șapte de cupe între timp visează, au opțiuni și, în fine, să zicem că au și opțiuni, dar... Visurile astea devin deja toxice, ca un, da, un dragon ce trebuie distrus. Cum? Prin această întâlnire, prin manifestare, prin asul de spade, prin elefant, prin faeton, prin trei de bâte, prin această întâlnire. Chiar dacă e distanță, am zis, trebuie străbătuță. Aveți de două ori, ia uite, transformare, moarte și renaștere. Probabil că situația dintre voi s-a încheiat la un moment dat, trebuie să vă vindecați cu patru de spade. Poate că amândoi trebuie să vindecați ceva până vă veți reîntâlni. Interesant, artist, nu știu care din voi e artist, poate că amândoi, dar cel puțin unul sigur este artist. Iar blocaje, dar repet, cu elefantul și cu asul de bâte, simt că trebuie să stea în picioare și să spargă aceste blocaje. Eventual și voi faceți acest lucru, nu știu de ce, am impresia că vă oglindiți într-un anume fel. Chiar dacă nu sunteți artiști, unul e artist clar, dar chiar dacă nu sunteți artiști, învățați să manifestați în această așteptare și blocajele care se pun între voi, de către divinitate, vreau să zic, sunt ca să vă vindecați. Este Chiron. Chiron, cel care vindecă după ce a suferit foarte mult. A zis, aveți această capacitate să vă vindecați, să stați în picioare, să rezistați, să vă luptați în continuare pentru această pasiune. Asul de bâte e aici în mână. Deci totuși e energie masculină. În mâna celui care reprezintă energia masculină, să zic, artistul. Între timp învață, că vorbeam de învățătură, din această suferință, din această tăcere. Nu știu cât e de suferință, dar este. Pentru că e o nostalgie, este o neîmplinire a unui potențial. Învață să manifeste. Se proiectează, am zis, cu șapte de cupe, cu eremitul, se proiectează, probabil, într-o lume, nu știu cât de vizuală este, în desene, în filme, în poezii, poate și în muzică, se proiectează în artă și de acolo extrag energia care este necesară manifestării. Ia uite, Marea Preoteasă.
Eventual nu arată cât de singur se simt, deși le este dor, 6 de cupe. Am zis copilul interior, ia uite și regina de cupe, pești, drac, scorpion aici, marcaș puternic pe rac. Pești și scorpion. Orice zodie ați fi, poate aveți acolo un marcaș foarte puternic, dar se simt sau simți singur, n-a arătat, multora n-a arătat cât de singur se simt și probabil că, probabil, cu siguranță, lângă voi, au simțit această conexiune foarte ireală, să zic, ireală, ireală. De neînțeles și totuși. Intuiția le spune că la un moment dat vă veți întâlni și vă veți vindeca. Rămâne de văzut, pentru că sunteți tot ce și-au dorit. Ia uite, iar e lume, iar distanță. Și, da. Vor să manifeste justiție, să se manifeste justiție, echilibru între voi. Da, e pasiune, e dragoste, dar se vrea și materializarea acestei. Ia uite, regina de cupe și aici apare regina de monede și regina de cupe. Poate că mai e o altă femeie, nu contează ce grad de rudenie sau de, eu știu, ce-o fi acea femeie în preajma uneia dintre voi, care probabil că influențează povestea, dar nu e carte pentru numărul. Doi, ce simte pentru voi? Ah, interesant! Se uită! Vă urmărește și eventual ia notițe. Nu neapărat la modul practic își face un caiet. Poate scrie într-un jurnal ceea ce simte. Interesant cum vine mesajul, da? Sau scrie o carte ca mine. Ce am, domnule? Așa, sau ia notițe. Ceva de genul... Uite ce a realizat numărul 2 sau ce a făcut sau ce am simțit în relație sau în legătură cu acest personaj. Să-mi notez undeva, nu neapărat într-un caiet, în minte, că este de creat, este de reținut acea informație. Înțelegeți-vă, da? Iar face parte din manifestarea lor. Își doresc să vă manifeste foarte este. Să creeze și să creeze ceva cu voi, prin voi. Am zis de la început, eu vă inspirați probabil într-un anume fel unul pe celălalt. Unul mai mult decât celălalt, dar nu contează cât. Important e că... cine m-a pus? Diavolul. Există un grad de... Da, toxic. Cu elefantul și cu asul de... E de înțeles. E de înțeles cu elefantul și cu asul de băte câtă dorință fizică este, există față de voi. Obsedantă, dar nearătată. Nearătată. Posibil își fac planuri. Ce va fi? Când nu mă întâlni, ce o să-i fac? O să doarmă 3 zile după întâlnirea cu mine. Vorbeam în numele lor. 15. Iar ar putea să fie și o dorință de control. E o mândrie aici. O mândrie, dorință de control, de a avea bani. Care, aș spune că diavolul acesta este un blocaj peste care trebuie să treceți. Da. Clar că este și dorința fizică, iau de 10 de cupe. Da, obsesia de a fi împreună cu voi. Că tot am văzut 4 de bâte și apare împăratul. Dar trebuie să aleagă între a păstra acest secret și a-l manifesta. Ideea este că n-au arătat. Am văzut mai devreme regina de cupe, acum apare regele de cupe. N-au arătat cât te simt pentru voi, că își doresc, da, să fie și în control, dar să fie și bărbatul vostru, apare bărbat. Bărbatul vostru divin sau își închipuie că ați putea să fiți voi bărbatul lor, acela cu care să fie fericiți. Să fie o relație împlinită emoțional, spiritual, dar și sexual. Că fără... Și foarte creativă. Foarte creativă. Simt că aveți multe povești să vă spuneți unul celuilalt. Și multe lucruri pe care nu le-ați spus altora. Ar trebui să le împărtășiți, probabil. Să le mărturisiți la un moment dat. Cam asta simt. Un soi de obsesie. Este un soi de obsesie.
Împăratul. Hai să mai vedem mesaje pentru numărul 2. Numărul 2. Mesaje pentru numărul 2. Ce simți față de voi? Sunt multe. Vedeți? Slow down, apropo de eremit. Slow down. Aveți... Da, se proiectează apropo de artist. Am văzut și 7 de cupe. Da, visează. Uneori visează la voi. Creează această lume. Vedeți? E o lume imaginară. Am văzut la artist. Creează această lume imaginară în care vă veți întâlni, care treceți peste toate blocajele, toate problemele, tot labirintul ăsta tipic diavol, eremit, da, tăcere, întuneric. Și veți fi împreună, veți dansa, veți cânta, vă veți simți bine, veți face dragoste, whatever. Miracole și binecuvântări, cum am zis mai devreme. Sunteți un miracol, o binecuvântare? Chiar dacă acest miracol, această binecuvântare provoacă la transformare, că tot am vorbit de moarte, da? 13 numărul morții. Își doresc foarte mult să exprime, be willing to express love. 6. Își doresc foarte mult să exprime dragostea aceasta pe care o simt. Și sunteți fără limită. De-aia, sunteți fără limită și își doresc, nu știu, visează iar cu unicornul, se proiectează, manifestă, în 5D probabil, o relație stabilă. Lebedele sunt foarte fidele. E un grad de fidelitate. Nu știu, emoțional, spiritual, deocamdată rămâne de văzut dacă și fizic se va manifesta, dar deocamdată e un vis obsedant, care poate să inspire la artă pentru unii dintre voi, dar ceva în sufletul lor le spune că se poate realiza, sunteți fără limită. Chiar dacă pare un miracol, ceva de neatins, se poate realiza. E ok. Privește la puterea interioară. Proiectează, manifestă, creează. 11. Numărul justiției, al echilibrului, al dreptății, da? Al flăcărilor gemene, eventual. Că tot am văzut 4 de cute dați în urmă, că a tot apărut într-o anumită formă. Dar... Au un anumit tip de determinare, dar care se manifestă mai subtil prin artă, să zic. Mai subtil. Eventual într-un anumit mod, personal, să zic. Personal. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, numai. Hai să vedem unde eram. Așa. Numărul. Cei care au înțeles numărul 3 și aceste cărți. Foarte multe cărți au sărit la numărul 3. Probabil își dorește. E o energie explozivă între voi. Își dorește foarte mult să exprime, probabil. Sau cel puțin să-mi arate mie. Ce simt? Nu știu. Se gândesc foarte mult la voi și se conectează telepatic. Asta... O să spun înainte să începe etalarea. 7 de spade. Ce simt? A venit 7 de spade primul. Nu arată. Probabil că, da, nu arată. Nu arată. E cartea celui care fuge de dragoste, nu spune adevărul. 7 de spade. Dar, apoi, ia uite câte au picat jokerul acesta, care reprezintă, de fapt, regina de monede. Dar, e cu un scop faptul că a venit jokerul. Jokerul, regina de bâte, ia uite, 10 de bâte. De super pasiune, cu asul de bâte, 10 de bâte și soarele. A, nu e de bâte, e de asul de spade. Dar, cu soarele, regina de bâte și asul, și ce tu zic eu cu asul mai e? 10 de bâte, super atracție fizică, foarte mare atracție fizică. Din acest motiv, probabil, acest personaj are tendința să fugă. Poate că și voi ați simțit. Probabil că felul în care v-ați sărutat, eu ador cartea, imaginea asta, lucrarea asta pe care am făcut-o, probabil dacă v-ați sărutat, ați simțit ceva foarte special în momentul în care v-ați sărutat. Un anume tip de lumină, de conexiune, care nu este doar fizică, nu este doar emoțională, este mai mult decât atât. Și dorința de a materializa această conexiune. Dar...
Nici nu știu, exact, ordinea nu mai contează. Imediat, astea să mai scut alte cărți. Foarte multe cărți au venit la așa și aceștia au tot așa ceva. Trei debute. Vă urmăresc din umbră. Vă așteaptă. Vă așteaptă. Altfel, regele de spade au o viziune specială. Că veți fi interesant, 8 de monede. Că vor lucra să creeze stabilitate. E și un anume tip de obsesie cu diavolul. Poate că au o casă, poate că au o altă relație. Dar, aș spune că obsesia cea mare este să fie împreună cu voi. Aici este viziunea pe care se concentrează în această perioadă, în care probabil fug de această, de întâlnirea cu voi, poate fug și de comunicare, variază de la om la om. Dar nu arată, că e fug, că nu arată tot aceea este, într-o anumită formă. Ce simt? Că îi chemați, interesant. Ați auzit voi de sirenele alea care au o voce, aveți o voce foarte specială, care îi atrage, care îi stimulează, care îi pune pe jar, dar care... Așa cum e ea, cum am descris-o până acum, este și foarte creativă, creează. Vocea voastră e foarte, am zis, stimulează la multe, la creație. Și aduce și adevăr cu asul de spade. Adevărul este că îi puteți elibera de multe chestiuni care apasă pe umărul lor. Iar pentru că apare și 10 de bâte și diavolul, și Merlin și 7 de spade... Au multe de vindecat, de descoperit alături de voi un anumit tip de adevăr, regele de spade și asul de spade. Ori voi le arătați, ori ei vă arată, iar inversați, vedeți unde sunteți. Dar aveți de discutat vocea, asul de spade și de manifestați lucruri importante. În primul rând, dacă vorbim de un bărbat, acesta își dorește foarte mult să fie asumat, să fie responsabil. După ce, probabil, cu diavolul, cu Merlin, cu 7 de spade, n-a fost tocmai corect. A purtat măști, probabil că are și tendința să atragă sexual sau să fie atras de făpturi sexy, dar între voi nu e doar atât, este ceva special, uite, este soarele, da? Și este lumină între voi, este energie. Poate unul dintre voi cântă. Nu știu dacă cântă public, dar poate cântați acasă și ceva, nu știu, atrage, se gândesc la vocea voastră. Dar trecând peste acest aspect, sunteți foarte creative sau creativi, pasiune clar între voi, dar și pasional de fel. Și un anume tip de autoritate manifestați. Probabil asta intimidează și, nu știu, dacă pe ei sau pe alții. Dar îi trimit undeva într-un loc, de-aia am zis că fug, nu arată toate aceste emoții, toate aceste gânduri și meditează. Cum să fac să muncesc, să manifest acest împărat dincolo de diavol, dincolo de energia toxică, care probabil s-a manifestat ori până la această întâlnire, ori între voi doi, din cauza extrem de intensă pasiune, atracție fizică. Ia uitați, ce m-a apărut? Stai să le pun așa. Deci, lizard. Se camuflează. Hai să vă urmăresc, încearcă să se camufleze. Vă urmăresc, oamenii ăștia vă urmăresc sau... Da. Pentru unii acești oameni vă urmăresc, sunt foarte geloși. Sunt foarte geloși. Sunt atrași de voi ca... Unde era? Așa asta. A apărut și la numărul 1. Sunt atrași de voi ca molia de... ca fluturile de
flacără, sunt atrași de voi și probabil că de-aia fug, să simt că își vor arde aripile, își vor pierde controlul, se vor transforma eventual. Ce-a mai apărut? Afușica, afușica. 10 de cupe. Emoții, am zis 10, fericire, sentiment de fericire, de nou, de prosperitate, de primăvară, de frumos. Și totuși, multe alte gânduri negre. De-aia apare și diavolul și apare și cioara și vulturul și scorpionul și liliacul. Of, nu știu care din voi, voi sau ei, unul dintre voi, aveți foarte multe de vindecat. Veniți dintr-o... Iar nu vreau să zic voi sau ei, dar unul dintre voi aș spune că ceea ce simt ei, că simt griji, simt că trebuie să se transforme, simt că umblă în întuneric și vă caută, sunt înconjurați de dușmani. Da, sunt înconjurați de dușmani, poate simt pentru... Dacă voi radiați, dacă voi străluciți, că apare soare, dacă voi sunteți în public, poate că și voi aveți niște dușmani, poate că intuiesc și simt și ei dușmanii pe care aveți, dar își doresc foarte mult să fie cu voi. Sunt foarte geloși, multe, e așa, au venit cărțile, au picat pe masă și încă nu le-am scos pe toate. Am zis că fac așa o mică prezentare. Ia uite și soarele aici, la capătul setului de cărți, de două ori soarele. Ce simt? Că voi radiați, că voi vă bucurați de viață, că voi sunteți un adevărat univers și ei sunt în aici în întuneric. Cu oameni foarte negativi. Dar și voi aveți dușmanii voștri. Universul ăsta super colorat, sunt câteva persoane care v-ar dori în întuneric. Poate că ați comunicat despre lucrurile astea, poate că ați comunicat despre cum v-ați transformat, nu știu. Dar vorbim despre stările unora dintre ei, foarte geloși, o notă de sarcasm. Dacă nu sunteți împreună, falsează, zic că nu le pasă, dar de fapt le pasă și sunt numai... Foc, numai foc. Dacă v-ar întâlni, ce v-ar face? Ce v-ar face cu acest scorpion? Dacă v-ar întâlni. Dar până una alta, da, sunt sarcastici. Nu, ascund viziunea pe care o au despre cum văd ei relația. Posibil că vor să se lupte. Posibil. Diavolul și împăratul. E o obsesie de a fi cu voi. Unul dintre voi este în control, celălalt este super obsedat de celălalt. Aș spune că acest personaj, nu știu, văd o energie masculină, eu așa văd energie masculină într-o vibrație joasă, care tocmai s-a conectat la o energie feminină înaltă. S-a comunicat un anume tip de adevăr, s-a adus lumina și... Ia uite, ce te faci când pui lumina în ochii liliacului? Hai să vedem. Asul de bâte, ia uite, pasiune, domnule, pasiune și durere de cap și gelozie și invidie. Ia uite, pentru regina de cupe, peștrac, scorpion. Un personaj, probabil că voi ați plecat, poate că și ei au plecat, dar au plecat din cauza acestei intensități voi, pentru că ați simțit că sunt lucruri nespuse. Regina de cupe. Vibrați în alta. Ce simt pentru voi? Simt că aveți o puritate dincolo de toate lucrurile acestea intense care se manifestă prin voi, le rosti, prin felul în care vorbiți mai ales. Prin felul în care vă dăruiți. Poate nu doar lor, cât universului, cât lucrurilor pe care vreți să le materializați. Interesant ce simt. Unul dintre voi a fasat în legătură cu banii pe care are. Nu știu acum dacă e sau voi. Poate că ar trebui să fac o etalare despre chestia asta, dar acum zic despre ce simte. Ia uite judecata. Vor să renască. Ceva s-a întâmplat între voi. Judecata apare după moarte, da?
după justiție, chestiuni care țin de nedreptate sau, da, nedreptate care a dus la încheierea unei situații. Vor să renască. Eventual voi învățați să renască, apropo de adevărurile spuse, din acel diavol, din acel întuneric. Le-am zis că sunteți, ia uite, întuneric și lumină, sunt atrași de lumina voastră, v-ar ține în brațe, nu v-ar da drumul. Vedeți, dacă sunteți voi în acest întuneric și sunteți atrași de acești oameni, poate că ei conștientizează că fugiți de ei. Poate să fie și așa. Este o așteptare, o judecată, spânzuratul, regele de bâte și regina de monede, și patru de monede. Este o așteptare între voi, o tăcere, iar... sau ceva se transformă, trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă acest personaj, am zis diavolul și apare regele de bâte și zece de bâte, își folosea sexualitatea într-un mod negativ sau nu și-a folosit creativitatea suficient, trebuie să învețe să schimbe perspectiva, să renască și să devină rege, împărat, rege de bâte, o persoană autoritată, un alfa. Între timp, e această atracție fizică foarte mare, țin foarte mult la voi. V-ar vrea doar pentru voi, pentru ei, pardon, asul de bute. Și faietonul, vor să, mai ceva s-a întâmplat, vor să vină și să se manifeste un nou început. Judecat, asul de bute, faietonul, wow. Au o nouă perspectivă. Probabil, da, am zis, sunt super geloși, super geloși. Mare grijă cu oamenii ăștia care sunt geloși. Am văzut și luna, și secrete, și confuzii, și mister. Ce mai simt? Știu, vreau să zic ceva și am uitat. Stai. Ce mai simt? Da, simt că le scăpați printre degete. Da. Faceți niște acrobații, ceva și le scăpați printre degete. Ia uite, 5 de bute. Vor să se lupte și să vă invită undeva, să treacă peste toate conflictele, toți dușmanii care sunt în preajma lor, în preajma voastră și să vă scoată la o întâlnire, pentru că țin foarte mult la voi. Ia uite, 9 de... Mai, voi sunt... Am zis cu banii. Voi sunteți bine, sunteți independenți, independente, mai ales independente, probabil că vor, își doresc foarte mult să fiți împreună. Cumpăratul și 10 de monede, să fiți împreună. Ce mai simt? Pentru voi. Un tumult este în sufletul acestor oameni. Ia uite, scorpionul, 10 de bâte. Oh! Oh! Și nu arată 7 de spade. Eventual sunt sarcastici. Miștocari. Să nu spun, zic una și de fapt simt alta, gândesc alta. Ia uite, asul de cupe. Eremitul, iartă, am zis, e tăcere între voi. Și în perioada Eremitul apare zodia Fecioarei. Steaua, da. Eremitul merge către stea. Voi le luminați, astfel de cupele, luminați întuneric, cum am zis mai devreme. Cine e întuneric, este luminat de persoana, eu știu, care sunteți aici. Dacă sunteți, doamne, de energie feminină, nu, sau bărbați în energia feminină, poate sunteți bărbați care faceți meditații, care vă duceți la cursuri de perfecționare, de creștere spirituală, poate faceți yoga, faceți reiki, da? Poate sunteți și bărbați, da? Și aveți de-a face cu o femeie într-o energie negativă. Dar aici un personaj într-o energie joasă, care tocmai a fost atins de flacăra geamănă pentru unii dintre voi, sau de cineva care asul de spade, vocea, regina de bâte, soarele, asul de cupe, steaua. De persoană care poate să vindece prin vorbă, prin comunicare, prin atingere. Și probabil dacă v-ați și sărutat, repet, dacă v-ați sărutat. Asul de bâte l-am văzut, acum apare asul de cupe. Speră că vă veți împăca. Ce pot să zic? Că vă veți împăca. Vedeți și voi câte cărți au venit la această etalare. Câte cărți au venit. Fiți în prezent și visați la viitor. Asta încearcă să facă.
să-și păstreze 40, am zis și împăratul 4, să-și păstreze echilibru și să se... Da, să visez. N-am văzut 7 de cupe, dar probabil că nu este visul acela, nu sunt iluzii. Eu aș spune altfel, e un soi de proiecție în viitor. E ca și când ar călători, ca și când manifestă. Probabil că unii au citit despre manifestări, mai multe tehnici de manifestare. Un soi de, da, when we dream, everything is possible. Nu apar cărți care sugerează, v-am zis, starea aceea de, de vis. Poate că visează, poate că visează. Dar aș spune că mai degrabă lucid dream sau proiectare într-un viitor. Fiind prezent și visează la viitor. Sunt doritor să-și arate dragostea, dar hai să mai vedem. Trebuie să aleagă. Acești oameni trebuie să aleagă. Între a lăsa acel întuneric pe care l-ați văzut și voi și a fi într-o relație cu voi, iau-te, împărăteasa. 4 de bâte și a vrut mai devreme, dați în urmă, este împăratul acolo, da? Posibil, gândesc, că da, am zis, dacă stau documentat, probabil că își închipui că sunteți plăcări gemene. Poate sunteți, rămâne de văzut, de descoperit. Dar își doresc o casă, o relație, eventual își doresc un copil, cu șarpele și oul și împărăteasa gestantă, gravidă. Și-ar dori un copil cu voi, unul dintre ei. Asul de cupe, apropo, iau, te visează să aibă un copil cu voi. Unii. Dacă se poate, evident. Dacă permite sănătatea, vârsta. E extraordinar. Union of Hearts. 2 și cu 8, 1. Manifestare, nu 10. Turn on your heart light. Asta înseamnă că au fost în întuneric și încearcă să se orienteze către lume. Iau-te, o nouă dragoste. Voi sunteți o dragoste. Voi să și iar onestitate, cinste. N-au fost corecți cu voi, posibil nici cu alții. Au purtat măști. În primul rând au purtat măști față de ei înșiși. N-au știut cine sunt și acum trebuie să aleagă. Am zis, trebuie să aleagă ce? V-am zis, măi. Să aleagă dragostea. O dragoste stabilă, o dragoste care crește, o dragoste bazată pe pasiune, pe voie bună, pe... Da? O nouă dragoste. Posibil, de-aia sunt și geloși. Oh, da. Posibil, dacă voi știți de acest întuneric, simțiți sau ceva, ceva s-a întâmplat, ceva s-a întâmplat cu voi. Am zis, voi când vă sărutați, vă efectiv vă... fuzionați unul cu celălalt și puteți să creați, posibil să fiți flacără gemene, dar, vedeți, dacă flacăra geamănă întuneric, nu, ce să faci? Aici este gelozia lor, sunt conștienți de lumina voastră, de ceea ce generați și dacă voi, ei v-au supărat, într-un anume fel, și n-au vrut să fie sincer, să fie deschiși, să manifeste lumina din ei și au manifestat mai degrabă întunericul, își fac griji, sunt super geloși. Că o să vă găsiți, vă întoarceți inima de la ei și vă orientați către lumină, către alți oameni care sunt mai potriviți vouă. Către o nouă dragoste. Veți alege, da, dacă ei nu au fost corecți, veți alege o nouă dragoste. Da, wow. De-aia sunt și energiile astea atât de negre. Că am zis că le scăpați printre degete. Da, vor să renască, vor să se transforme, vor să se împace cu voi. Uf, Doamne, nu vedeți cum să fac. Doamne, ce e aici? Yes. This is. Love. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut. Vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.